Înainte să intru prin mesajul citit în seara aceasta, în cuvântul citit, aș vrea să vă dau câteva îndemnuri. Eu, de exemplu, am un plan de citire a Bibliei și cred că mulți dintre noi avem un plan de citire a Bibliei și bine facem că ne străduim să citim Biblia într-un an. Împreună cu frații din comitet am ajuns la un acord că este bine ca între tinerii bisericii să facem un concurs biblic, această olimpiadă biblică de care s-a mai vorbit aici. Și aș vrea ca părinții să participe și ei încurajând copiii. Deci sunt două sau trei cărți în funcție de anii care au copiii dumneavoastră de citit și mi-ar place ca părinții să citească împreună cu copiii. Eu am un plan de citit a Bibliei. Dar aș vrea ca în săptămâna în care am intrat, astăzi e prima zi a săptămânii, să începem cu toată biserica, deci toate vârstele de copii au de citit cartea Deuteronom. După aceea se schimbă, unii au Romani, unii au Corinteni, unii au Vinion, și așa mai departe. Dar aș vrea împreună cu copiii noștri să citim Deuteronom, de o carte de aducere aminte. Și să citim și să ajutăm să înțeleagă cuvintele greoaie de acolo care sunt arhaismele, cuvintele ieșite din mus. Să ajutăm să le punem tot felul de întrebări, să ne lăsăm întrebați de ei și să răspundem și să facem în familie o atmosferă plăcută în care noi împreună cu copii să ne pregătim să-L cunoaștem pe Domnul. Știu că sunt copii care au o memorie strălucită, care așa de ușor, dacă îi pui să învețe, să citească, citesc o dată, de două ori și gata, n-ai treabă cu ei. Cu alt copil citește de 10 ori și încă nu știe. Nu toți sunt copii, sunt la fel, nici eu nu sunt la fel, nici eu nu sunt dintre ea cu memoria strălucită, mi-ar place, mai ales la nume, sunt falimentar. Dar vreau să vă provoc, împreună cu copiii, indiferent de capacitatea care au ei, să citiți cartea de Deuteronom și pentru concursul din luna mai sunt 10 versete de memorat la proba scrisă. Deci sunt două cărți sau trei de citit și 10 versete de memorat. Să memorăm împreună cu copiii, să ne ascultăm la versete și împreună să le punem întrebări și ei să ne pună nouă întrebări. Știu că într-un fel pentru unii copii, poate un copil care nu are o memorie strălucită, să fie mai duhovnicesc ca un copil cu o memorie strălucită, el nu a câștigat concursul. Vreau să spun, la concursul acesta toți sunt câștigători. Toți sunt câștigători. Chiar dacă au învățat numai un verset, sau numai 5 versete, sau au învățat 4 capitole din Apocalipsa, toți care au învățat și se apropie Dumnezeu, căutându-L să-L cunoască pe Dumnezeu, sunt câștigători. Amin? Haideți să încercăm ca biserică să ne îmbarcăm în acest proiect care conducerea bisericii îl propune. Să citim toți cartea Deuteronomul. Acest concurs biblic să-i ajutăm pe copii, să-i încurajăm. Spune ce copii, tata, știi că nu sunt cel mai bun. Nu contează. Vreau așa ca duminica viitoare, la sfârșitul întâlnirii, să vă dau un site unde copiii care au citit primele 7 capitole pe săptămână să citim împreună ca biserică. 7 capitole să ne pregătim, vă voi da un site, fiecare copil poate să intre pe internet, acolo sunt întrebări sub formă de chestionare cu varianta A, B, C, răspunde și apoi se poate autoevalua. Încercăm să facem un concurs care va fi toate întrebările posibile din cărțile care sunt. De aceea vor putea participa și părinții la concursul pe internet și chiar în biserică vom face un concurs înainte să plecăm la Kitchener, vor fi concursuri pregătitoare, de aceea zic Domnul să ne binecuvinteze. Vreau să spun, să-i ajutați pe copii să memoreze, să-i ajutați pe copii să citească, este în câștigul lor spiritual. Poate că sunt tineri în biserică care nu merg la școala duminicală. Acolo la școala duminicală, felicitări pentru cei de acolo, Filipa meu știe multe versete pe de roșii, Raela, zic Domnul să-i binecuvinteze. Dar sunt tineri și copii care au ieșit din școala duminicală și s-au oprit să mai memoreze Scriptura. Și eu consider, și noi considerăm că este o pagubă pentru cei care nu memorează Scriptura. Pentru cei care nu citesc Scriptura, este o pagubă și mai mare. Într-o zi vine Filip la mine, ia Biblia mea și nu-mi place lucrul ăsta și fof cu Biblia mea. Ce faci, mă, Filip? Păi e sabie, tată, e sabie. Păi nu știu că e sabie, ce mie. Eu știu că e sabie, dar nu așa se folosește. Copiii mici învață acolo că cuvântul Domnului e o sabie. Frații mei, dar în realitate, cuvântul Domnului este o sabie. Și un cuvânt memorat și pus adânc în inima copilului când vine cineva și îl strâmbă un pic. Deci nu sună bine în urechea mea.
Dar nu scrie așa. Păi știu că s-o zis greșit. De aceea, haide să memorăm și noi ăștia mai bătrâni, care zicem, o, așa de greu țin minte, ia de bă, așa la fel ca noastră. Dar totuși avem capacitate și putere și Dumnezeu ne binecuvintează. Deci hai să ne rugăm Domnului pentru asta. Doamne, și mie cam 45 de ani, dă memorie să pot să memorez în continuare cuvântul Tău. Amin? Haideți cu toții să îmbarcăm la această olimpiadă biblică. Nu este pentru un câștig material, vor fi și premii acolo, materiale. Nu sunt niște premii colosale, dar vor fi niște mici premii pentru încurajarea lor. Dar încurajarea lor cea mai mare este să-L cunoască pe Domnul. Joia aceasta, fratele Petre Butaru predica din Filipeni și zicea că scopul apostolului Pavel a fost acesta, să-L cunoască pe Hristos, să cunoască puterea învierii Lui și așa mai departe, ca să ajungă ca țintă finală la învierea din morți. Frații mei, revelația este în primul rând în cuvântul Domnului, în natură și apoi în sufletele noastre. De aceea să nu neglijăm revelația lui Dumnezeu, ci împreună cu familia noastră să facem front comun, să citim cuvântul Domnului, să ne rugăm și să ne apropiem cu toții de Domnul. Amin. Sunt 4 probe. O probă este proba scrisă, în care sunt de citit 2 sau 3 cărți. Și vor fi 10 versete de memorat, vor apărea întrebări din textele respective și un verset incomplet pe care copiii și tinerii să-l completeze, sau 2. Va fi a doua probă, care este o probă, vreau să spun ce din Kitchener, la a doua probă este reproducerea din memorie. Anul acesta va fi Apocalipsa. Sunt 4 capitole. Cei din Kitchener toți participă la proba a doua. Și la prima, dar și la a doua. Când am fost acolo, au fost tineri și la noi din biserică când am participat, au învățat un singur capitol. Pe de rost din Apocalipsa. Deci atunci au fost din Iacov. Dar un singur capitol din Iacov l-au învățat pe de rost. Au fost un câștig, frații mei. De aceea, cine vrea să participe la a doua probă? Eu încurajez pe toți să participe și la a doua probă și numai cu un capitol. Nu e nicio rușine și nu e nicio pierdere. Rușine este pentru aia care nu învață nimic. Nu pentru aia care învață un capitol. Proba a treia este cine compune cea mai frumoasă poezie și proba a patra, deci proba 3 și 4 sunt opționale, cea mai frumoasă cântare. Concursul ăsta Biblii s-a început în 2006 sau 2009 în țară, se numea Fagurul de Miere, vorbesc cu apicultorilor, deci câștigătorii trebuiau să primească un kilogram de miere, se numea Fagurul de Miere la început și apoi s-a numit Talentul Negoț. Dar oricum, Domnul să ne binecuvinteze și să lucrăm împreună cu copiii noștri. Amin. Primul verset care s-a citit în seara aceasta aici zice așa: porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei. Fratele Mircea tot vorbea mai înainte de armată. Vreau să spun că Apostolul Pavel, nu știu de ce, am niște bănuieli, probabil că a fost crescut în mod deosebit de cine? De mama lui și de bunica lui. Eunice, da? Probabil că a fost mai alintat când este un copil între o mamă și o bunică crescut. Nu este un sistem mai de tată, mai riguros și mai de armată. Nu știe nimic despre tatălui. Poate că a fost acolo, poate că nu a fost. Dar se pare că tatălui nu a implementat un sistem mai sever de viață. Armata din România a fost cum a fost. Am fost și acolo. Nu pot să zic că o scos om din mine sau poate că din cei mai mulți nu au scos oameni care au foarte multă bătaie de joc. Ar fi trebuit să fie instrucție, ar fi trebuit să fie seriozitate, ar fi trebuit să fie mâncare la timp și toate astea, dar era foarte multă bătaie de joc și n-aș putea să compar armata adevărată cu ce am făcut eu. Dar Apostolul Pavel vine și vorbește cu Timotei un ton poruncitor, ca la armată. Acolo sunt numai porunci. Duceată-ți 99 de porunci și un singur drept. Și dreptul era să asculți. Zice, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei. Frații mei, modul Apostolului Pavel de a vorbi ar trebui să copiem toți părinții. Îi poruncea lui Timotei, care zice că era fiul lui în credință, dar îi poruncea cu atâta dragoste. Ascultați dragostea din cuvântul lui. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei. Și deodată avem tendința, zice, poruncă peste poruncă, peste poruncă, peste poruncă, peste poruncă. Nu-i bine așa. Trebuie să poruncim în dragoste. Pavel îi poruncește lui Timotei în versetul, tot în același capitol, capitolul 1 și versetul 3, le spune: după cum te-a rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură.
cum mi se pare ca în biserică să se poruncească? Aici e greșit. Trăim într-o perioadă și într-o vreme în care la școală toți tinerii, vorbeam cu Denisa, ce învață ea la școală și învață despre democrație. Masele conduc, ăia din frunte ascultă. Și puterea în frunte este divizată. Putere de plină, nebunie de plină, se zice. În Biserica lui Dumnezeu, vreau să vă spun, nu este așa, din păcate. Din păcate. În Biserica lui Dumnezeu este teocrație. Dumnezeu a rânduit. Întâi apostoli, proroci, și așa mai departe. Zice că capul lui Hristos cine este? Dumnezeu. Capul bărbatului cine este? Hristos. Capul femeiei cine este? Bărbatul. În Biserica lui Dumnezeu este teocrație. Cei mai mulți dintre noi suntem foarte deranjați dacă nu se poruncește un lucru. Că se poruncește în dragoste sau că nu se poruncește în dragoste, suntem foarte frustrați în sufletul nostru când se zice așa s-a hotărât. Frații mei, trebuie să învățăm că în Biserica lui Dumnezeu, chiar dacă nu-mi place, chiar dacă nu-mi place că tatăl meu îmi poruncește, că mama mea îmi poruncește, dar vorbește și în dragoste de 10 ori, poate înainte să ajungă la poruncă. Nu ne place. Ne revoltăm la un copil mic, îl vezi că îi poruncești, Filip, stai cu minte, se trântește pe jos și ce nu vreau. Și vorbești că e frumos. Și încerci, și încerci, și nu vrei. Și trebuie să-l ajuți. Dar nu ne place în firea pământească la niciunul dintre noi că poruncește în dragoste, cum poruncea Apostolul Pavel, sau poruncește cu severitate, nu ne place porunca. Dar vreau să vă spun ceva. E foarte important, e foarte important ca părinți, ca tineri, în anturajul în care trăim, să fim drepți. Să știm ce credem, ce gândim. Și să rămânem întotdeauna pe poziție. E foarte important. La Rahela mea place foarte mult să facă prăjitură. Săptămâna asta a făcut două feluri de prăjitură. Dar ieri a făcut o budincă, ceva foarte simplu. Dar ea a vrut să o pună în cănițe. Dar când a pus-o, o ținut de cană și și-o vărsat budincă fierbinte pe degete. Eu eram sus în dormitor, am auzit-o cum țipă și cum plânge. Dacă ea, Mariana i-a spus, lasă că pune mama, a zis, nu vreau. Și-a lăsat-o să pună ea și să arz. Ce învățăm de aici, frații mei? Învățăm că e bine să ne supunem. De multe ori avem impresia că când se spune o poruncă de la amvonul bisericii sau de la tata sau la mama, este că așa e că poți. E adevărat că eu vorbesc cu copiii mei, e adevărat că și noi comunicăm cu biserica și cu tinerii. Dar câteodată, avem drept de veto. Părinții au drept de veto asupra copiilor, frații mai mari chiar asupra celor mai mici. Și e important ca tinerii să înțeleagă lucrul acesta. Pentru că nimeni nu le vrea rău. Ne gândim în fel și fii cum să facem ca să fie mai bine pentru ei și pentru noi. Ca să slujim pe Dumnezeu, să ajungem în părția lui Dumnezeu. Eu zic, pe fiecare dintre noi, în frunte cu mine, Domnul să ne binecuvinteze cu ascultare de mai marii noștri. Amin. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorocile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Pavel îi spune de mai multe ori, de fapt Pavel vorbește foarte mult despre luptă. În cartea lui Timotei, și în prima Timotei, și în 2 Timotei, și în Timotei, tu trebuie să te lupți. Uitați-vă, în ultimul capitol îi spune, în 1 Timotei 6 cu 12, luptă-te lupta cea bună. Aici zice să te lupți lupta cea bună, aici luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. În 2 Timotei 2, cu versetul 3 începe, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș, ne vorbește de război. Al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă. Și versetul 5. Și cine luptă la jocuri, iar vorbește de luptă. Pentru că Apostolul Pavel să încheie a doua epistolă de Timotei, capitolul 4, versetul 7. M-am luptat lupta cea bună, spunea lui Timotei în capitolul 2. Luptă-te lupta cea bună, Pavel termină. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, slăvit să fie Domnul. Noi toți, frații mei, împreună cu cei tineri și noi mai bătrâni, și cei și mai bătrâni ca noi,
Trebuie să luptăm lupta cea bună. Este și o luptă rea. Este și o luptă rea care se luptă. Dar aici ce lui Timotei, după prorocile făcute mai înainte despre tine, deci niște prorocii au fost făcute lui Timotei. Zice, prin prorocile pe care urechea ta le-a auzit, tu să lupți lupta cea bună. Acum poate vor fi tineri aici și zice, frate Sorin, eu niciodată n-am avut nicio prorocie. Cum să mă lupt eu lupta cea bună prin prorocii? Cuvântul Domnului este un cuvânt profetic. Cuvântul Domnului profețește. În timp ce citești cuvântul Domnului și când memorăm și citim Deuteronomul, să citim ca o profeție a lui Dumnezeu pentru noi, care Dumnezeu ne vorbește. Așa să citim, așa să memorăm și așa să învățăm. Ca și pe cuvântul lui Dumnezeu și nimic mai prețios, mai prejos. Acolo sunt făgăduințe. De aceea învățăm. Învățați Apocalipsa capitolul 2 și 3. Este plin de făgăduințe. Mustrare și făgăduință. Nu se termină niciun mesaj către nicio biserică să nu aibă făgăduință. Însujește-ți făgăduința. E prorocia lui Dumnezeu pentru tine. De ce? Că avem de luptat. Cu cine? Cu mai mulți. În primul rând este diavolul. În primul rând avem de luptat cu diavolul. Diavolul tot timpul este prezent. Să ne ispitească. Și încearcă o variantă și te atacă și te atacă și te acoperă în toate felurile ca să te dărâme, ca să surpe credința din tine. Asta e lucrarea diavolului. Și dacă vede că prin ispita respectivă nu a reușit, se retrage, își face un nou plan de atac, pregătește alte duhuri cu care să te atace și te atacă doar ca să te lovească, ca să te acopere cu valul încercării și a ispitei și să cazi și să fii la pământ. Dar dacă tu n-ai nicio făgăduință pe care să te agheți în încercarea ta, dacă ai un cuvânt de la partea, din partea lui Dumnezeu pe care tu să-l știi, să-l cunoști și să zici, cum a zis Iosif când a fost ispitit, eu? Niciodată nu o să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Iosif avea cuvântul Dumnezeu în inima lui, avea încrederea în Dumnezeu. De aceea, ce trebuie să facem ca să biruim? În primul rând, trebuie să cunoaștem foarte bine cuvântul. Frații mei, este o luptă de dus. Este lupta cu diavolul. Diavolul aici a predicat acum două joi un frate și zicea că lumina merge întotdeauna în direcție dreaptă, nu ocolește. Dar diavolul foarte interesant. Când te uiți la un șarpe cum merge, șarpele merge tot așa. Dar nici nu-ți dai seama când o schimba direcția și crezi că acum o mers așa și acum merge în direcția opusă. Dar el mergând încolo, când tot sucindu-se și zvârcolindu-se, nu-ți dai seama când ți-o schimba direcția. De aceea, frații mei, ispitele diavolului sunt foarte multe. Dumnezeu ne cheamă tot timpul să fim în veghe, în stare de alertă, în stare de luptă, să veghem. Cuvântul Dumnezeu ne cheamă un adevărat luptător să vegheze. Domnul să ne ajute. Indiferent că ne atată dintr-o parte, din față și din spate, noi să fim pregătiți. E foarte important lucrul acesta, să ne gândim la lucrul acesta. Diavolul tot timpul, că a câștigat, că n-a câștigat, se retrage și te atacă. Încearcă alte lucruri. Și lucrurile astea sunt îngăduite de Dumnezeu. Chiar dacă diavolul câștigă într-o ispită și noi suntem, zicem, dărâmați, n-a câștigat războiul. Nu a câștigat războiul. Dumnezeu, în bunăvoința Lui, a subscris cu noi și ne-a pus o căpetenie. Și căpetenia noastră este Hristos. Și războiul se va vedea la sfârșit cine îl va câștiga. Sunt multe bătălii aici care le câștigăm. Sunt multe bătălii care le pierdem. Dar și faptul că câteodată pierzi în încercare și în ispită, nu înseamnă că nu mai ești copil Dumnezeu. Nu înseamnă că Dumnezeu te-a lepădat. Dumnezeu îți arată unde este zgură. Trebuie să te pocăiești. Trebuie să mă pocăiesc. Trebuie să scot, să-mi apăți gura. Câteodată e rușinos lucrul acesta. Mă văd frații, mă văd surorile, mi-e rușine. Cu toată rușinea, scoate-ți gura afară, pocăiește-te, smerește-te. O să fii mai, poate zici, mai ușor.
Da, nu o să mai fie atâta zgură în tine, rămâne aurul, că ai văzut unde e păcatul tău, că te-a Dumnezeu îl îngăduie, pentru că Dumnezeu nu îngăduie nicio circunstanță, nicio încercare, nu îngăduie diavolului să ne ispitească, dacă nu știe că e ceva să te scos acolo afară. Domnul să ne dea înțelepciune și biruință în toate lucrurile. Amin. Frații mei, avem de luptat cu diavolul, dar vreau să spun un aliat foarte puternic. Diavolul nu creează, dar se folosește de creația lui Dumnezeu. În noi este firea pământească. Și se folosește de foarte multe ori diavolul de firea noastră pământească să ne aprindă în poftele noastre, noi cugetând, gândindu-ne la ce dorim așa de mult, să uităm de tot, de cuvânt, să uităm de Dumnezeu, să ne lăsăm așa de tare târâți în poftele noastre de diavolul, până acolo să cădem. De aceea, un lucru foarte important, zicea fratele Iosif azi dimineață, din Corinteni, unii au păcătuit pentru că au poftit. Ce au poftit? Au poftit pepeliți, au poftit carne, au poftit castraveți, au poftit praz. Câteodată mâncarea ne îndeamnă la păcat și ne duce la păcat. Orice ar fi, să fii invegător. Cârtirea. S-a zis despre cârtire. Frații mei, e așa de ușor să cârtești. Mai ales dacă se poruncește cum am început. Să cârtești. Nemulțumit. Nu faceți cum vreau eu, s-a terminat tot. Nu. Ăsta nu e spirit de pocăință, nu e spiritul lui Hristos. De aceea, toți trebuie să ne îmbrăcăm în spiritul lui Hristos și să luptăm lupta cea bună. A lupta lupta cea bună înseamnă a ști că ești un soldat în armata lui Hristos. Aici Pavel îi spune, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Frații mei, suntem chemați să suferim. Să nu dăm trupului acestuia tot ce place. Asta e o adevărată luptă la care Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă. Îi zice lui Timotei mai departe să păstrezi credința și un cuget curat. O să mă întorc la domeniul luptei, dar vreau să vorbesc că lupta aceasta un rol foarte important îl are cugetul nostru. Dacă v-aș întreba ce este cugetul, răspunsurile pot fi foarte diferite. Unii zic, cugetul este inima, cugetăm în inima noastră. Alții zic, nu, cugetul este mintea, cu mintea cugetăm. Deci o definiție ce-aș da cugetului este ceva poate puțin diferit. Nu știu dacă este inima. În Ieremia spune că inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Nu știu dacă chiar este mintea. Cred că cugetul și-are locuința undeva în amândouă. Dar cugetul este ceea ce a pus Dumnezeu în noi să ne arate când păcătuim. Să ne arate când nu trăim în neprihănire. Când nu trăim în dreptate. În Roman, în capitolul 1, când Pavel vorbește despre neamuri care ele nu au auzit adevărul, nu au auzit cuvântul și cum vor fi judecate neamurile alea. Cum vor fi judecate? Trebuie să citim capitolul 2 și versetul 14. Zice, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceastea care n-au lege, îi sunt singur lege. Cum sunt singur lege? Ei dovedesc, fiți atenți de vorba de cuget, ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, cugetul și gândurile. Ți s-a întâmplat vreodată să faci un lucru? Un lucru care să nu fie bun. Și cugetul să te mustre. Dar gândul vine, se apără și zice, a, nu e așa. Cugetul iară te apasă. Gândul iară se luptă. Și de multe ori ajungem din nou la luptă. Este atâta luptă, atâta luptă unde? În mințile noastre. Dacă vorbim despre război, sunt război în ziua de azi. Sunt în Ucraina. Siria, la alte părți. Frații mei, știți unde este cel mai mare război pentru noi? În inimile noastre. Deci diavolul luptă la nivelul minții, a inimii și a cugetului cu orice preț să ne dărâme. Vreau să spun, pentru mine acolo cel mai mare război. Mă pot uita pe internet să văd cum este războiul în alte părți. Sau cum a fost în al doilea război mondial. Dar cele mai teribile lupte se duc în mintea și în inima noastră.
și de multe ori cu cugetul. Cugetul a lăsat Dumnezeu ca să ne mustre când păcătuim. Dar se poate ajunge ca cugetul ăsta. Deci, în primul rând, vreau să spun despre cuget, că îl educăm noi în lumina cuvântului Dumnezeu. El are o nuanță de dreptate și de nedreptate în el. Dar vorbește cuvântul Domnului tot în lui Timotei și zice că sunt oameni însemnați însăși cugetele lor cu fier roșu. Ascultați-mă bine, hai să citim împreună. În Timotei, capitolul 4, versetul 1 și 2. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și învățăturile dracilor. Cum a reușit duhurile înșelătoare pe un om bun, care a ajuns să se lepede de credință? Deci se zice că nu există lepădare de credință. Aici spune că se leapă de credință, da? Cum au reușit? A bătut de pățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însăși cugetul lor și îi spun ce fac mai departe și ce învățătură au. Învățătură pe care nu o cunoaște în alte culte. De aceea e foarte important cugetul nostru să fie educat în lumina Sfintelor Scripturi. Deci, porunca lui Dumnezeu și ce pare ținta poruncii pentru mine și pentru dumneavoastră, versetul 5, 1 Timotei, capitolul 1 cu 5. Este dragostea care ne într-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Versetul 19 care l-am citit zice așa. Și să păstrez credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut. Frații mei, o să te întorci la Domnul? Când, de fapt, ne întoarcem la Domnul, avem parte de nașterea din nou. Odată cu nașterea din nou primită, avem parte de spălarea cugetului. În spălarea cugetului în sângele lui Hristos. Versetul de Evrei, capitolul 10, versetul 22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Și mai este și în Evrei 9. Versetul 14, zice, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus de sine în jur jertfă, fără pată Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Odată la întoarcerea noastră la Dumnezeu, cugetul nostru este curățat de tot. Apoi, avem datoria, cugetul nostru, să-l educăm în spiritul Scripturii și să-l păstrăm tot timpul în formă și curat. Pentru că ce se întâmplă dacă nu-i curat? Ascultați ce spune mai departe cuvântul Domnului. Și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. De ce? Păi nu au păstrat cugetul curat. Cum? Păi au acceptat anumite păcate, anumite împlinări ale cugetului. Cugetul a început o strigat, Sorin e păcat. Sorin a zis, nu e așa mare păcat, și-a pus o pătură peste el. Cugetul a strigat, Sorin e păcat, a mai pus o pătură peste el. Și a mai pus o pătură, la un moment dat s-a făcut un morman de pături, săracul meu cuget, strigă cât poate, dar eu sunt surd. Mi-am băgat degetele în urechi, nu mai vreau să o lucrez a Duhului Sfânt, care lucrează și Duhul Sfânt prin cuget. Și atunci a ajuns să cad. Ce s-a întâmplat? Versetul 20. Ce din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu mai curească. Frații mei, e foarte important să păstrăm credința, un cuget curat și să ne luptăm. Frații mei, când lupți, nu poți să dormi. Nu poți să dormi când știi că ești la luptă. De exemplu, dacă m-aș duce la cineva acasă, la un frate din biserică, și l-aș vedea că ia somn. Și văd că se pune acolo pe sofa, vorbesc cu el și adoarme. Ce faci? Păi te simți rău și pleci acasă. Și băi, n-am căzut un moment bun. Și vezi tot timpul dormind. Frații-mi, câteodată așa suntem cu cugetele noastre. Ne lăsăm, ne liniștim cugetele, merge și cu un pic de rugăciune, merge și fără să memorăm cuvântul. De când ai mai memorat un verset? Păi nu știu, nici nu mi-aduc aminte când am memorat și care a fost ultimul verset de moral. Dar cugetul deja nu mai mustră, că eu nu mai învăț cuvântul lui Dumnezeu. Zic ca și Filip, e o sabie, tata. Tu nu știi că e o sabie, nu-mi trebuie pe mine. Zic, ba da, știu că e sabie. Mai nu se folosește așa. Dar când
Păi nu, mă, cugetul meu nu mai strigă deja, nu mai aud. Dar când a fost să faci un studiu biblic? A, păi eu ascult la biserică. Tu trebuie să ajungi să te hrănești singur. Este o luptă. Este o luptă cu firea, este o luptă cu eu, este o luptă teribilă cu noi înșine. După ce trecem de la lupta cu noi, este a doilea vrăjmaș care ne așteaptă, este diavolul. După aceea ne trezim că câteodată luptăm și cu frații. Mă gândesc la David, când tatăl său l-a trimis la frații lui care erau în război și era războiul cu Goliat, cu filistenii, merge acolo și merge să vadă și el lupta și când Eliab, fratele lui mai mare, zice, du-te acasă, voi lăsat oile alea, câteva oi acolo, din cauza ta sunt câteva și amărâte, poate cuvinte. Și când au văzut că vrea să meargă să lupte, zice, eu știu inima ta, ea. Wow! Cum era David? Un om pe inima Domnului. Eliab zice, eu știu rău și inima ta, ea. Câteodată când te-a pus să faci o lucrare, sunt astea care te descurajează, care nu vin de la Domnul, te descurajează. Tu să faci lucrarea, tocmai tu, dar eu te știu pe tine, dar eu știu trecutul tău. Dar el poate că nu știe că Dumnezeu m-a iertat. Dar poate că el nu știe că eu m-am pocăit. Dar diavolul își trimite agenții pe toate părțile și te atacă. Ce vei face? Mă dau bătut. Suntem chemați să luptăm. Lupta cea bună pe care o așteaptă, spune cuvântul Domnului, o mare răsplătire cu luna neprihănirii. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. E foarte important când luptăm inima noastră să fie predată Domnului. Poate că luptăm cu o jumătate de inimă. Facem și suntem credincioși. Domnul nu-i mulțumit. De aceea să ne luptăm cu inima noastră și să ne predăm inima cu totul Domnului. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Aș vrea să vă spun un lucru foarte important. Când luptăm, principiile pe care luptăm să fie foarte bine fundamentate în cuvânt, nu în istoricism. Auzim întâmplări frumoase. Wow, au avut un vis. Wow, au avut o vedenie. Au avut niște experiențe extraordinare. Și ce i-a zis Domnul? Nu-i scris în cuvânt, dar i-a zis Domnul. Poate fi valabil pentru el. Ne gâdile urechile. Ne place. Asta e regula lui Dumnezeu. Frații mei, principiile lui Dumnezeu sunt scrise în cuvânt. Amin? Amin. Astea rămân pentru biserica Domnului de aici principii de bază. Chiar dacă sunt și anumite porunci omenești și zicem că-s bune și ne ajută pe calea Domnului și le ținem, dar principiile de bază lui Dumnezeu nu sunt pe povestiri, nu sunt pe întâmplări. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un lucru foarte important când te lupți. Pavel îi spune că niciun ostat nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Dacă vrei să placi celui ce te-a înscris la oaste. Dumnezeu l-a pus la grea încercare, la o luptă mare pe Avram. Și i-a zis, adu pe Isaac ca jertfă. Și acum Dumnezeu mă întreabă pe mine, care este Isaac al tău? Și care e plăcerea mea cea mai mare pe care Dumnezeu mă cere să o aduc ca jertfă? De ce? Să fiu biruitor în luptă. De aceea doresc ca la gândul acesta să ne cercetăm cu toții și să fim biruitori în luptă. Isaac al nostru, care ia locul Dumnezeu, trebuie jertfit și Dumnezeu să fie pe tronul inimii noastre. Amin. Amin. Aș vrea să întreb tinerii, pentru că este o seară de tineret, dacă mai poate să laudi pe Dumnezeu o cântare, mama.